din Târgu Jiu. Preotul cărturar Aurelian Barbici s-a născut la 13 august 1894 în Vladimirii lui Tudor Vladimirescu. Și-a urmat școala primară și apoi seminarul teologic Nifon din București. A urmat și școala normală, fiind cunoscut ca învățător de elită. A fost licențiat al Facultății de Teologie din București și a lucrat în cadrul parohiei Polovraci la începutul activității sale. A participat în calitate de voluntar la primul război mondial și apoi a ajuns preot la Târgu Cărbunești. A fost confesor al penitenciarului din Târgu Jiu și apoi preot la Biserica Sfântul Dumitru Vărsături, tot din Târgu Jiu. A predat religia la școala normală din Târgu Jiu. A fost preot la Biserica Sfântul Nicolae din Târgu Jiu și Sfinț Apostol tot din acest oraș. A înființat aici o cantină școlară, o bancă populară intitulată Clerul Gorjan, fiind membru fondator. De asemenea, a făcut multe fapte care sunt greu de enumerat într-un timp scurt și, ca atare, după instaurarea regimului comunist, a intrat în atenția acestuia. Chiar din noiembrie 1947, pentru că participase la legile din 46 în sensul apărării democrației împotriva falselor care au fost făcute de către comuniști, i s-a întocmit dosar de urmărire informativă de către Securitate. În martie 1948 a fost arestat preventiv, aproape o lună la penitenciarul din Târgu Jiu și apoi a fost suspendat o bună perioadă de timp de la salariul de la stat. Și s-a făcut o înșenare, chipurile că ar fi avut în urma unei percheziții domiciliare, broșuri și reviste anterioare anului 1940 și portrete ale foștilor regi ai României. Ca atare, la 25 martie 1949 de bună vestire, a fost rearestat și deținut la tribunalul și penitenciarul din Craiova pentru delictul de deținere de imprimate clandestine, fiind condamnat și amendat. După eliberare, nu a renunțat la manifestele sale anticomuniste și a povestit multora groaznicile condiții de detenție ale penitenciarului din Craiova și ale Securității de pe strada Câmpiei Islas, considerat, conform mărturilor și documentelor de epocă, ca una din cele mai criminale locuri de detenție din întregul gulag comunist. La 19 iulie 1952 a fost arestat pentru a treia oară și trimis într-o colonie de muncă fără a fi condamnat, nemai putut reveni la parohia de unde a fost alungat și unde realizase atât de multe lucruri. S-a îmbolnăvit de reumatism poliarticular, de ulcer duodenal. De asemenea a fost trimis la canal. În sfârșit a trecut prin numeroase penitenciare, la Craiova, la Ghencea, la Pitești. Datorită bătăilor îndurate pentru că a cântat cântece religioase în închisoare, își a pierdut toți dinții de jos și s-a îmbolnăvit grav de inimă. Ca să nu mai cânte, este ceva de neînchipuit pentru secolul 20 și s-a smuls dinte cu dinte și el n-are în țara cântecele la imnul închinat Maicii Domnului Iisus Hristos. Și pentru aceasta și-a pierdut dinții, a preferat să rămână fără dinți decât să renunțe la acest cânte sfânt. Aici, la Pitești, a trecut prin fenomenul acela pe care noi îl cunoaștem din literatura de specialitate, fiind supus la chinuri groaznice. S-a întâlnit cu numeroși preoți pe care greu să-i enumerăm cu această ocazie, fiind atât de numeroși. A avut domiciliu obligatoriu după eliberare și a suferit foarte mult datorită atitudinii pe care o avea în predicile sale împotriva regimului ateu, fapt care l-a făcut să rămână foarte sărac și să trească cu spaima de a fi aruncat în stradă din casa parohială, căci locul lui la parohie era declarat vacant. La aceasta s-a adăugat o mare durere, arestarea și condamnarea fiului său mai mare, eroul capitan aviator, tot cu numele de Aurelian Barbici, la 22 martie 1958, la 12 de ani de închisoare. De remarcat că acesta a murit în închisoarea de la Galați. Deci iată încă o victimă a unui copil de preot care își făcuse datoria și singura lui vină fusese că se comportase eroi în calitate de ofițer aviator în timpul cel de-al doilea război mondial. Greutățile vieții nu l-au determinat să renunțe la verticalitatea sa morală, refuzând să se aplece în fața autorităților pentru a-și ușura traiul, după cum observa cu admirație un alt coleg de suferință, preotul Gheorghe Daliescu. Citez, preotul Barbici a rămas tot bătrânos cu autoritățile. Securitatea era conștientă de faptul că preotul Aurelian Barbici a rămas un element recalcitrant și s-a deschis un nou dosar informativ în iunie 1958.
însă nu mai avea mult de trăit. Ultimele notițe care apar în dosarul său de urmărire, citez, arătau, avea activități dușmănoase cu caracter războinic, dar, întrucât cel în cauza a decedat, nu s-a mai putut lua nicio măsură operativă asupra sa, nota cu regret ofițerul de securitate. Aceste semnări ne arată ce credeau reprezentanții securității despre preotul Aurelian Barbiș și ne determină să tragem concluzia cinică la prima vedere că decesul a păsit pe preot de noi persecuții, salvându-i de urmările valului de represiuni declanșat împotriva Bisericii Ortodoxe Române în anul 1958, căruia i-au căzut victime în anul următor câțiva dintre colegii săi de altar, preoții Ion Neda, Ion Cerdeanu și Ioan Nebunu. Ne-am ascultat pe profesor.